Sunt doar 12 avioane de acest tip în toată Europa, iar baza unde sunt cantonate se află la Leigh-Heath, în Marea Britanie. Cele două avioane trimise pentru poliția aeriană au traversat continentul european în mai puțin de 3 ore, fiind alimentate cu combustibil în zbor de către un avion cisternă care a coborât ulterior și el pe pistă. Un singur avion F-22 costă 150 de milioane de dolari. Au atâta tehnologie și armament de ultimă generație încât sunt practic imbatabile în luptă. Sosirea acestor aeronave militare la baza americană de la Mihail Cogălnicianu este o premieră pentru România. Până acum, avioane de tip F-22 Raptor au fost trimise în Polonia, Letonia și Germania. Flight from England, it took us about 3 hours to fly from RAF Leigh-Heath to here today. But we are both humbled and privileged to be here in Romania. This is this is an incredible day for the 95th Fighter Squadron and the United States Air Force to have the world's greatest fifth generation air dominance fighter here in Romania with one of our allies in NATO. Our mission here is to train with our NATO partners and allies across the continent. And we'll continue to do that over the next few weeks. Principala caracteristică a avioanelor F-22 este invizibilitatea. Niciun radar, oricât de performant ar fi, nu poate să le detecteze. Trimiterea lor în România este un răspuns la agresivitatea crescândă a Rusiei. Numai anul acesta, avioanele rusești s-au apropiat de 4 ori de spațiul aerian românesc. E drept fără a-l încălca niciodată. Au existat, mai ales de când suntem vecini aici cu Crimea, situații în care în apropierea spațiului aerian național au fost zboruri ale Federației Ruse care au determinat situații în care decolarea aeronavelor de pe această bază sau de la baza de la Câmpia Turzii s-au produs. Niciun avion rusesc până la momentul acesta nu s-a apropiat de spațiul aerian național. The United States and Romania enjoy a very strong partnership in seeking to make our joint contribution to the improvement of the defense of Europe, the defense of the transatlantic alliance, to improve the security in southeastern Europe, Romania, as a result of the aggression by Avioanele F-22 Raptor au rămas doar câteva ore la sol pe pista de la Mihail Cogălnicianu, apoi au decolat și s-au îndreptat spre Marea Britanie.